Dragii mei, mulțumim lui Dumnezeu că încă își păstrează dragostea lui față de noi, de fii oamenilor. Îi mulțumim pentru că el încă are daruri pentru omenire. Într-un devoțional, daruri pentru Dumnezeu, am găsit scris că are daruri speciale chiar pentru poporul său. Îi mulțumim pentru că El încă lasă ca soarele să se ridice, ca ploaia Lui să cadă și peste bun și peste rai. Și știm că orice dar bun și desăvârșit este de sus din ceruri de la Tatăl Luminilor. Și El a lăsat daruri diferite ca noi în ocupații, în profesii, în meserii diferite să fim de folos celor din jurul nostru și în felul acesta să putem ajuta societatea, să putem ajuta biserica să se poată dezvolta și să simțim că avem nevoie unii de alții se pune întrebarea dacă chiar putem să ne angajăm în toate profesiile, în toate meseriile, dacă îl putem onora pe Dumnezeu prin practicarea lor. Și e drept că sunt și unele ocupații care nu pot avea pecetea lui Dumnezeu. Sunt unele care sunt puțin privite cu îndoială și totuși se poate profesa și să fii corect, să fi fi cinstită, să fi de folosă. Și pentru mine, personal, cumva priveam cu o oarecare distanță două ocupații. De fotografă și de taximetristă. Dar am ajuns să locuiesc într-o casă lăsată de cel care a profesat ca fotografă. Și, și aici... Pot fi aspecte uh, care nu sunt corecte, sunt și aspecte care pot să onoreze cinstea. Dar unde vreau să mă opresc cu această ocazie, la uh, ocupația de comerciantă, de negustoră? Putem face noi negustorie și totuși să fim cinstiți înaintea lui Dumnezeu? Că între negustorii există o vorbă. Câștigi, pierzi, tot negustor te uh, numește. Și principiul, chiar de viață, o spunea și un medic, este că omul totdeauna merge la câștigă. Dar atunci când nu este să câștigăm, ne păstrăm noi aceleași principii de integritate, de loialitate sau mergem pe varianta cu orice chip, eu trebuie să câștig. Și atunci scopul scuză mișloacele. Domnul nu este adeptul acestui principiu și el nu ne îndreptățește cu niciun chip să apelăm la necinse pentru ca noi să nu fim în pierdere. Mai este o altă vorbă printre negustori care spune așa: că hoțul neprins este negustor. Cinstită. Și de multe ori oamenii, dacă nu sunt descoperiți într-un fel, sunt secret că stau bine, că au o conduită bună. Și ca să putem purta amprenta lui Dumnezeu de a fi cinstiți, trebuie să venim cu măsura lui Dumnezeu, cu reflectorul lui Dumnezeu asupra activității noastre și să vedem cum este cinstea noastră, care este preocuparea noastră. Și chiar Domnul Isus, în prima Evanghelie, în capitolul 13 de la versetele 44 la 46, folosește două pilde în care amintește principiul negustorului și care este negustorul cel mai valoros. Și dăm citire. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarina. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta. Mă opresc mai întâi la această pildă. Se duce și vinde tot ca să poată cumpăra țarina care are această comoară ascunsă. Întrebarea mea pentru mine și pentru tine, cât ești dispus să vinzi? Că Domnul este gata să dea tot, să ne dea întreaga comoară, să ne dea întreaga țarină. Suntem noi pregătiți să vindem tot? Și de multe ori în... Principiul negustoriei este să dai cât de puțin posibil și să ai randament maxim, să ai câștig maxim. Dar Domnul nu este adeptul acestui principiu. El ne cere toată, ne cere uh, cât de mult posibil pentru o țintă, pentru o comoară atât de mare, uh, trebuie să dăm și noi pe măsură, să dăm toată. Și să nu încercăm să luăm ceva, să târguim cu Domnul, să ne dea ceva la ofertă. Că Domnul nu va fi niciodată cel care să ne facă oferte, să scadă ceva din preț ca să putem ajunge noi mai ușor și să obținem ceva fără prea mult efort. Astăzi, în multe magazine, practică acest lucru și oamenii uh, sunt gata să cumpere, nu totdeauna pe baza regulei, dacă ne trebuie chiar lucrul acesta acasă, ci de multe ori sunt ademeniție, momițe de oferte. Chiar dacă nu trebuie acasă lucrul acesta, îl luăm pentru că este la ofertă. Domnul vine și ne cere tot. Citim mai departe. 45-46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, de vinde tot ce are și îl cumpără. Aceeași măsură pentru mărgăritarul de mare preț se duce și vinde tot ca să poată intra în posesia acestui mărgăritară. Domnul nu uh, vinde uh, ceva lipsit de valoare. Și de aceea, noi trebuie să fim gata să dăruim totul. Și în, în, în dorința noastră de a cumpăra. Uneori mergem la lanțuri de magazine, magazine, deci mergem la piețe publice și o diferență pe care o văd eu în a merge la un magazin unde pot fi oferte, cum am amintit, și la o piață publică. Și foarte mulți oameni, când au fost întrebați de ce aleg să meargă la o piață, ei au spus pentru că acolo putem să influențăm și noi cumva prețul, putem negocia, putem să luăm ceva, deci la ceea ce ne convine, ceva convenabil. Și foarte mulți oameni. Chiar dacă nu sunt într-o lipsă financiară, sunt așa de împliniți când merg de la piață și simt că au câștigat cumva un leu uh, la kilogram, la produsul pe care l-au dorit. Sau, uh, deci este, este în firea noastră aproape să ne simțim în câștigă, să nu ne simțim uh, păcăliți, uh, folosiți. Uh, eu știu să profite cineva de pe urma noastră. Și totuși, în relație cu Domnul, să știți că Domnul nu lucrează nici cu oferte, dar nici cu negocieri. Și aici ajungem la principiul amintit în Cartea Înțeleptului. Este Cartea Proverbele, capitolul 23, versetul 23. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, învățătura și priceperea. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Totdeauna noi trebuie să fim dispuși să cumpărăm, să nu vindem adevărul. Și de multe ori noi inversăm ordinea. Vindem adevărul și cumpărăm. Altceva și ceva care poate purta pentru un timp titlul de înțelepciune, de învățătură, de pricepere. Dar niciodată adevărul nu trebuie să fie vândut. Are un preț atât de mare, s-a plătit pentru el atât de multă, încât vine David într-un psalm și spune nimeni nu poate plăti prețul răscumpărării. Indiferent dacă ar fi să dețină toată omenirea, la bogăția întregii omeniri să ajungă în posesia unei singure persoane, nu poate plăti acest preț. Noi trebuie să cumpărăm adevărul. Dar ce este adevărul? Și Punea cineva întrebarea, și cel care era în față a răspuns prin tăcere că adevărul este Domnul Isus. Și Domnul Isus era înaintea lui. Pilate. Pilat ar fi încercat să negocieze ceva cu domnul Isus, cu acuzatul ce era înaintea lui. Dar domnul Isus n-a avut nimic de negociat. Să mai spună ceva, să caute o portiță ca să scape din mâna celor care l-au adus acolo. Deși Judecătorul, guvernatorul a spus: Nu găsesc nicio vină, totuși, vedem că el a vândut adevărul, l-a dat în mâinile celor care l-au cerut, deși era nevinovată. Deci, în felul acesta, s-a vândut adevărul. Ce sunt principiile? Că seamă într-un broșură de sănătate. Principiile sunt acele lucruri care nu se negociază. Ce este adevărul? Este acel lucru care nu se negociază. Și adevărul este al Domnului, nu este al nostru. Și de aceea noi nu putem negocia, nu putem să luăm din ale Domnului și să vindem la prețul stabilit de noi. De aceea trebuie să lăsăm așa cum este. Avem o experiență în Grădina Edenului, când a venit marele negustor, cel mai mare negustor al tuturor timpurilor: când a venit Lucifer, când a venit Satana și a încercat să vândă o marfă primei perechi de oameni. A încercat să vorbească, să vândă Eveia. Și Eva, avem un cuvânt inspirat care spune: Eva a parlamentat cu ispititorul. În ideea noastră, Eva a negociat cu acest negustor. Și în, în ocupația aceasta, se pare că poziția cheie este negociatorul. Deci cel care știe să regleze ofertele, cel care știe să stabilească cel mai bine prețul în așa fel ca să câștigăm. De ce a răspuns Eva la uh, negocierea uh, negustorului acesta? Pentru că ea a crezut că va fi în câștig de două ori că nu va fi nicio problemă, că va câștiga și va avea cunoștința și a răului și nu va muri, că oare a zis Dumnezeu, când negustorul a venit și a pus la îndoială a, dreptatea celui care a cerut lucrul acesta, deci a, omul s-a îndoit. Deci noi nu trebuie să negociem, nu trebuie să parlamentăm. Că după aceea, chiar din prima familie, vedem cum se deprinde, cum se transmite acest proces de a negocia. Și vedem pe Cain, întâiul născut în această familie, care, în loc să asculte întru totul de planul lui Dumnezeu descoperit să aducă jertfa întru totul așa cum i-a cerut Domnul, el a făcut până la un pas oarecare, așa cum a spus Domnul, a zidit un altar, a adus jertfa, dar așa cum a vrut el, nu cum a vrut Domnul. De multe ori și astăzi creștinii aduc jerfe, aduc închinare, dar încearcă să negocieze, Doamne, să fie puțin și ca mine, nu doar ca tine. Și atunci, de multe ori putem aduce jerfe, dar care să nu fie plăcute înaintea lui Dumnezeu. Din potrivă, un gând inspirat ne spune că este o bajocură adusă înaintea lui Dumnezeu în chip solemn. Atunci când noi nu ascultăm întru totul, când nu vindem tot ca să cumpărăm margaritarul. Și avem un caz în istorie când Saul n-a ascultat, a ajuns profetul Samuel l-a întrebat ce este, cum se întâmplă cu tine și spune să trăiești am ascultat de cuvântul tău. Dacă ai ascultat, de ce se aude behăitul acesta? Deci ascultarea nu este când este parțială, când este 90% și ceva la 100, ci când este 100 la Suta. Saul a crezut că se poate negocia. Și Domnul, prin profet, ne spune, și nouă, până astăzi: Ascultarea face mai mult decât jerfele. Că Domnul nu ne va întreba câți ani am slujit în ogorul lui, ci dacă am slujit după uh, uh, sfatul lui, după instrucțiunile lui. Și vrem ca truda noastră să nu fie zadarnică. Așa s-a dus obiceiul mai departe de la familia lui Adam, de la Cain și ajungem în generația lui Israel, a lui Iacov, cel care a fost binecuvântat cu schimbarea numelui. Și citim în Geneza, capitolul 37. Aici vreau să uh, concluzionăm din la versetele 26 la 28. Iuda, unul din frații lui Iosif, a zis celorlalți: Nu câștigăm nimic dacă ucidem pe fratele nostru. Din potrivă, ne vom face vinovați de sângele lui. Vedeți, din nou a venit principiul negustorului: ce câștig și ce pierde. Sau, nu cumva, putem câștiga de două ori? Și mergând pe această idee, Iuda, are acest plan. A văzut uh, ceata de negustori, caravana aceea și a zis să nu punem mâna pe fratele nostru, ci mai bine să îl vindem. L-au scos pe Iosif din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argintă. Și în felul acesta Iosif a ajuns în Egiptă. Iuda. Ce negustor bun a fost să nu piardă, să câștige. Și a câștigat de două ori în, în percepția lui: au scăpat și de Iosif, fără să fie vinovat de sânge, și s-au ales și cu câțiva arginți. Totdeauna omul Parcă vrea să joace la două capete, să câștige dacă se poate în orice situație și să câștige dublu dacă e posibil. Știm istoria și cum a trebuit să repare Iuda acest lucru și uh, spre fericirea lui, și avem exemplul acesta pentru noi care am urmat că Iuda a reparat lucrul. Acesta. Dar întâlnim un alt nume, tot Iuda, și îl întâlnim în grupa ucenicilor. Să știți că a folosit același principiu: să câștigă cât mai mult posibil din relația cu Isus și nu doar să câștig o dată, dacă e posibil să câștig de două ori. Iuda îl iubea pe învățătorul, pe uh, Domnul Isus. Eram pregătit să zic mântuitor, dar nu a făcut din Isus chiar mântuitorul lui personal. Și atunci când s-a înțeles cu preoții ca să-l vândă, a pus chiar și întrebarea, cât îmi dați ca să vi-l dau în mâinile voastre? Crezând că va câștiga de două ori că Domnul Isus va fi cumva forțat, împins să accepte statutul care îl are de drept că este împăratul lui David, să fie proclamat ca împărat, să facă o minune, să îi pună pe toți la pământ și să transforme cumva această ceată strânsă pentru a aduce la tăcere, să transforme această situație, să facă o minune și să fie de fapt înscăunarea lui și să rămână și cu arginții. Dar uh, este celălalt gând, acealaltă vorbă care se spune printre comercianții. Nu totdeauna uh, Planul de acasă se potrivește cu planul din târgă, și așa că nu i s-a potrivit nici lui Iuda. Dar niciodată să nu încercăm să facem planuri acasă de felul acesta. Să lăsăm pe Domnul să dirigeze El, dar noi să rămânem la integritate, să rămânem la cinste. Citesc un verset. Care a însemnat mult în, în economia acestui subiect, din 2 Samuel, capitolul 4, versetul 6. Au pătruns până în mijlocul casei, dându-se drept negustori de grâu și l-au lovit în pântece apoi Recap și Bana, fratele său, au scăpat. Dacă citim mai multe versete în acest capitol, înțelegem că este vorba de Isboshet, un uh, fiu al lui Saul. Și uh, aceste persoane erau căpetenii în uh, oastea lui Isboshet. Știau că uh, Saul era mereu împotriva lui David uh, și cumva casa lui David uh, împotriva casei lui Saul și inversă, și credeau că fac un bine, un serviciu lui David dacă procedează în felul acesta. Și ca să le reușească planul celor doi, uh, s-au dat drept negustor de grâu. Au intrat în cortul lui și l-au ucisă. Unde mie, mi se pare mie destul de gravă că cei care trebuiau să-l apere pe acest om i-au adus moartea. Și se întâmplă și astăzi, se întâmplă la nivel mare, că cei care trebuie să apere uh, interesele naționale, uh, deci pe aici, pe acolo, deci sunt cei care poate vând uh, națiunile. Cei care ar trebui să apere interesele bisericii, se poate întâmpla să vândă biserica. Și când să se întâmple lucrul acesta? Când uh, această căpetenie era și își făcea somnul de amiază. Și au fost deghizați în negustori de grâu. Sunt mulți negustori, mulți vânzători astăzi care vor să vândă adevărul, dar se deghizează în negustori de grâu. Și în loc de a da pâine, ei dau piatră. Ceea ce Domnul spune e nefiresc să se întâmple lucrul acesta. Vom mai reveni asupra acestei idei negustori, dându-se drept negustori de grâu. Să nu încercăm să părem ceea ce nu suntem, că de la anvoanele bisericilor, de unde ar trebui să se dea grâu curat, bine se dă multă pleavă, multă paie. Și Domnul, în final, nu ne va recunoaște. Deci să nu ne dăm dreptă, ci să fim drept credincioși, să fim drept stâlpi ai adevărului în Biserica lui Dumnezeu. De ce? Domnul Isus a prevăzut și acest timp. Și atunci când a făcut o listă lungă. Ce se va întâmpla la vremea sfârșitului? Printre altele, el amintește și aspectul acesta. Matei 24, versetul 10. Ce ne spune că se va întâmpla? Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții. Unde apar vânzătorii aceștia? Uh, negustorii vor fi în familiile noastre, vor fi în bisericile noastre, că toată categoria celor mulți, mulți vor cădea, mulți se vor vinde unii pe alții, mulți vor fi proroci mincinoși, din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Toate aceste categorii de mulți, să știți că nu este din lumea cea largă, ci este din biserica cea răstrânsă. Este din Biserica ce pretinde a fi copiii lui Dumnezeu. Se vor vinde unii pe alții, se vor vinde în familie, se vor vinde în Biserică. Și se va pune mereu, poate, întrebarea pusă în istorie: Chiar și tu, Brutus? Adică, cel care trebuia să fie cel mai loial, cel la care nici să încapă gând, teoretic, este posibilă această vânzare, să ajungă să facă lucrul acesta. Și să ne ferească Domnul și El ne va feri. Să nu ajungem să fim trădători, vânzători. Și totuși, în biserică vor fi doar două categorii de oameni. Vânduți. Și, uh, uh, și vânzătorie. Chiar dacă vom fi vânduți, să nu devenim vânzătorie. Tot în această Evanghelie, Matei, vom citi din capitolul 7: Ceea ce, din nou, este un îndemn din partea Domnului la veghere, la loialitate, să nu încercăm să părem altceva decât ceea ce suntem. Matei 7 cu 15 Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Păziți-vă! Și acești lupi, să știți că nu sunt așa de mult de găsit în munte pe la stâna, ci lupii aceștia dau târcoale mai mult pe la biserici, pe la oameni și păziți-vă de ei. Întrebarea mea, dar de ce este mai scumpă pielea de oaie decât cea de lup? De ce uh, nu rămâne lupul lup și să-și vândă pielea ca lup? Doare nu este mai apreciată, nu se pot face haine, nu se pot face căciuli, eu știu, blănuri din această piele de lupă, numai de oaie. Ceva asemănător aproape că, pe un moment dat, vine cuvântul și spune: Da, vulpea aceea vicleană. Și ce bună este blana de uh, vulpe, de ursă, de lupă. De ce, totuși, se caută să se vândă acestea în piele de oaie? De ce este atât de valoroasă? Da? Noi vrem să fim așa cum suntem, fără să ne îndreptăm, fără să fim creștini și totuși să fim recunoscuți ca fiind drept creștini, să umblăm cu falsuri ca și negustorii și totuși să fim socotiți negustori cinstiți, să fim într-un fel în învățătura noastră, în trăirea noastră și totuși să fim priviți ca fiind credincioși. Nu. Deci va veni un timp când se va face disecție și se va îndepărta uh, blana, uh, exteriorul și va fi ceea ce suntem pe dinăuntru. Mă opresc la oaie. De ce? Uh, este important și un alt aspect. Uh, să fim oaie. Și uh, oaia trebuie să-și poarte uh, lână pentru că este o vorbă. uia care nu-și poartă lâna să o mănânce lupii. Și cum traduc eu lucrul acesta fără să aduc deloc foc străină? Cum înțelegă? Oaia, creștinul care nu-și poartă crucea, care încearcă pe la răspântii să negocieze, să mai taie din cruce și știm poezia aceea când cineva a tăiat și când a ajuns la prăpasie s-a prăbușit și nu i-a putut folosi drept ca punte. Deci oaia care taie din, creștinul care taie din cruce nu va ajunge acolo în, în pajiștea aceea unde îl așteaptă Domnul pe cel credin. De aceea, să nu încercăm să schimbăm ceva, să ofertăm ceva, să vindem uh, altceva în loc de adevăr, ca oamenii să nu fie obligație să poarte crucea, că oamenii resping crucea și ca să avem mai mulți ascultători, mai mulți adepți, mai mulți membri în bisericile noastre, de multe ori facem lucrul acesta. Ne vindem uh, lână și nu este drept să facem lucrul acesta. Ajungem la un alt verset care a, a, a însemnat mult a, în a, economia subiectului. Zaharia 14 cu 21. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jerfe, vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului Oștirilor în ziua aceea. Da, înțeleg ca să ieși din Egiptă și să nu ieși cu egiptenii în mijlocul tău. Știm ce au pățit Israel când au ieșit din Egiptă și au fost egiptenii primii care au murmurat și apoi... Uh, uh, boala a fost transmisibilă și a contaminat și pe ceilalți și mulți au pierit în pustie. Dar în cananul pe care dorim să-l ocupăm, chiar să nu mai fie cananiți, să știți că porunca Domnului a fost nimicis cu desăvârșire pe orice cananită. De deci ce a, a dat Domnul o asemenea poruncă? Ar fi fost în liniște și pace, dar Israel n-a avut pace după așezarea în Canaan pentru că n-a ascultat de această poruncă. Cumva au crezut că sunt în câștig dacă îi lasă. Așa s-a întâmplat și cu gabaoniții, care și ei, foarte bune gustori, au recurs la dându-se drept altceva și au zis, da, suntem în câștig, vor fi robii noștri. Domnul dorește ca să ascultăm și în ziua aceea nu vor mai fi cananiți și avem aici la subsol, nu vor mai fi negustori în casa Domnului. În casa Domnului nu este loc de negustorie. O spunea și Domnul și la începutul activității și la sfârșit, când a făcut curățirea templului. Ce ați făcut din casa Tatălui meu o casă de negustorie. Dar noi putem să facem negustorie nu doar când uh, vindem și cumpărăm uh, animale, păsări de jerfă. Putem face negustorie atunci când încercăm să rezolvăm probleme, să mai punem de la noi, să mai lăsăm de la noi și celălalt să mai pună de la el, să mai lasă de la el. Poate și relația uh, învățător-enoriaș, uh, predicator-membru. Deci n-ar trebui să fie spiritul acesta în niciun caz. Și de multe ori în această idee mă gândesc la Isaac, când Esau a venit de la vânătoare, a pregătit și a venit înaintea tatălui său pentru binecuvântare. I a spus că a venit altcineva și a luat -a. Și dar nu mai ai nimic pentru mine? Și Isaac a zis, ce să-ți fac fiule? Astăzi, mulți încearcă să fie negustori, să negocieze cumva Hai că găsim noi ceva de făcut. Hai că rezolvăm noi cumva. Pe când Isaac a zis, dar ce pot să fac? Și noi ar trebui să avem atitudinea aceasta lui Isaac. Dacă ne rugăm de multe ori, Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel. Să nu știm, să ne fie străină treaba aceasta de a negocia. Și nu vor mai fi negustori în casa Domnului. Că adevărul nu se negociază. Mă întorc în Evanghelia după Matei, acolo unde am mai citit câte ceva. Și aici, în capitolul 25 Matei, citim versetul 9. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Întrebarea mea, știm că cele cinci fecioare neînțelepte nu au intrat în odaia de nuntă cu mirele? Întrebarea este, negustorii au intrat? Și cred că am primit răspunsul. Deci n-au intrat nici negustorii. Și să știți că vor fi mulți negustori care vor vinde mai departe unde lemn și după încheierea timpului de har. Cum Israel a continuat slujbele la Templu. Uh, fără să mai fie nevoie când de fapt ei erau lepădați, multe biserici își vor continua serviciile lor și vor zice că poate este o mare har, o mare binecuvântare, este mult un de lemn, este lucrarea Duhului Sfânt, când de fapt ele sunt lepădate. Și negustorii aceștia nu vor fi cu mirele în odaia de nuntă să nu încercăm să vindem un de acrită, un de lemn care nu este adevăratul un de lemn, ci a căzut musca moartă și la acrită. De ce este pericolul acesta atât de mare de a face negustorie cu Harul lui Dumnezeu? Mulți au făcut-o și în vechime și știm perioada indulgențelor și astăzi mulți vând indulgențe și chiar mulți încearcă să primească deslegări, înlesniri de la cei care constituie o autoritate a bisericii, dar nu. Deci Harul Dumnezeu nu poate fi ieftinită, nu poate fi uh, vândută uh, atât de uh, ușoră și, din potrivă, noi trebuie să știm că El cere totul, ca să vindem, ca să putem lua uh, uh, binecuvântarea lui Dumnezeu. De deci ce este important uh, să analizăm? Aș pune o întrebare. Știți care este cea mai mare uh, națiune uh, de negustori, chiar dacă nu este cea mai mare ca număr? totuși sunt cunoscuți ca cei mai mari negustori și sunt împrăștiați pretutindeni pe toată fața pământului. Și am auzit o vorbă. Dacă este evreu, este negustor. Și cei care mai au încă printre ei rămași evrei pot confirma lucrul acesta. Știu pe părinți, pe bunici care confirmau lucrul acesta. Ce mai era un evreu la noi în sat, dar avea boldă. Avea magazin, era comerciant, era negustor. Și totdeauna, pe principiul acesta, să iasă în câștig. Foarte recent, știi, poate nu se va supăra cel care mă va auzi că îi preiau gândul și îl transmită legat de negustorie. Tot așa, un evreu a fost întrebat ce face cu banii. Și l-a zis că îi dă săracilor. Și. Dar tu din ce trăiești? Ce din dobândă? cântăriți mai departe să înțelegeți uh, uh, gândul acestui evreu și nu cumva că am mai auzit o altă vorbă, dacă e creștin, dacă e pocăită, trebuie să fie uh, negustor, trebuie totdeauna să știe să negocieze. El să câștige cel mai mult din toate, chiar dacă este în defavoarea cuiva. Deci să nu fim evrei în felul acesta, să nu fim creștini, pocăiți, reformiști, poate, în felul acesta. Că fără uh, ipoteze, imaginare, sunt cazuri când oamenii spun, da, a luat prețul acesta pentru că este pocăită. Deci nu, să nu se întâmple așa. Ajungem spre ultimele trimiteri în uh, cartea de la urmă a Bibliei, în Apocalipsa, Apoi vom avea, și în fapte, o trimitere. Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 2. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Ce face uh, această biserică? Ce face aceasta uh, în? Uh, Relație cu locuitorii pământului, a curvită, a îmbătată. Și vedem aici curvia și a, a, beția. Niciodată nu vor face parte din adevărata biserică a lui Dumnezeu. Unul din profeții mici vin și spună: Blestemat este cel care toarnă băutură semenului său ca să câștige. Și este hoție pe față, chiar dacă noi nu ne simțim, când profităm de neștiința cuiva, dacă poate îl amețim și obținem de la el și apoi noi stăm liniștiți zicând dar n-am pus mâna muzunarul nimănui, dar tot hoț ești în felul acesta dacă procedezi așa de negustorește. Și de multe ori e, Biserica a procedat în felul acesta. A îmbătat ca să obțină foloase, foloase necuvenite. A curvit tot pentru aceste foloase. Cuvântul inspirat vine și ne spune: Putem primi zecime de la cei care nu sunt membri Bisericii? Și răspunsul categoric este da. Și totuși sunt două excepții. De la curvar. Și de la mar, să nu primiți zecime. Deci, ceea ce ajunge din aceste surse, deci nu este dreptă. Nici cauza lui Dumnezeu nu trebuie susținută, tre nu trebuie uh, ajutată cu aceste fonduri. Deci, ar fi o mare pierdere. Și noi, de multe ori, aducem uh, câștigul nostru, aducem noi în susținerea cauzei lui Dumnezeu, ceea ce este, de fapt, pierdere poate în, din alte surse, din alte izvoare, dar tot nedrepte. Nu, Domnul nu are nevoie de mijloacele noastre, are nevoie de integritatea noastră, de credincioșia noastră. Să nu credem că se poate întreține cauza lui Dumnezeu cu bani necinstiție, cu banii necurație. Mergem mai departe. Apocalipsa 18 cu 12. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Da, negustorii sunt acum în criză. O criză economică. Este marfă multă și totuși nimeni nu o mai cumpără. Și după ce avem o listă lungă de 20 și ceva de produse, începând de la aur până la cai, ajungem și la robie și ajungem la Sufletele Oamenilor. În versetul 13, ultima parte, nici Sufletele Oamenilor. Aici este comerțul cel mai nedrept pe care îl face Satan cu oamenii. El face un comerț cu Sufletele Oamenilor. Dar a plătit cineva, Domnul Iisus a plătit pentru noi, ca noi să nu mai fim marfă de negoță. El a plătit un preț ca să ne scape de sclavie să și ne-a răscumpărat, ca să fim ai lui și ne-a răscumpărată nu cu aur, cu argintă, cu pietre prețioase, cu mărgăritare, ci cu sângele lui prin jertfa lui să vindem totă ca să putem aprecia această jerfă, acest preț. Și doar cei care sunt pregătiți să plătească prețul acesta vor fi găsiți credincioși. Un cuvânt spune cine vor fi cei credincioși în final? Cei care ascultă de mărturia martorului credincios coste aceasta oricât ar costa. Să fim dispuși să plătim prețul. Chiar dacă în jurul nostru vedem vânzare să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Ultimul verset îl amintesc din Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 20. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, căci ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru darurile Lui diferite. Și toți avem daruri, dar nu le-am primit cu bani. Și Domnul nu va răspunde niciodată uh, cererile noastre. Doamne, îți oferim banii și îngăduie-ne și pe noi pe drumul Tău în biserica Ta. Dar noi rămânem cu ale noastre, dar dăm din tezaurul nostru. Ce spunea Petru, banii Tăi să piară împreună cu tine. Da, vom pieri dacă vom încerca să îl cumpărăm pe Dumnezeu și Domnul are nevoie astăzi de oameni care nu se lasă vânduși și cumpărați, mai mult decât înțelepți într-un fel sau altul de filozofi, o spune în cartea Educația. Are nevoie de oameni care sunt sinceri, onești, care stau totdeauna la adevăr, nu se lasă vânduți sau cumpărați, chiar dacă să nărui cerul. Și aceasta să fie atitudinea noastră, să nu ne dăm drept negustori de grâu. Să fim vânzători de greu cerescă Și uh, amintesc un popor care au fost un popor de negustori, valdenzii, Dar ei au fost negustori de marfă cerească, chiar dacă s-au dat dreptă negustori de bunuri din acestea vremelnice. Doar acest lucru este acceptat înaintea lui Dumnezeu. Când nu puteau să se apropie de oameni, altfel uh, se apropiau în felul acesta Îi mulțumim Domnului pentru darurile lui care sunt uh, fără bani, dar totuși cu un preț atât de mare, să fim dispuși să plătim prețul, să vindem tot și să ajungem să avem mărgaritarul acela și Domnul Iisus să fie comoara noastră. Și atunci, când Domnul va cerceta casa lui și când nu vor mai fi cananiție și negustorie, să fim acolo. Nu în piață, unde vând, mai departe unde le, ci să fim cu El în sala de nuntă. Îi mulțumim pentru invitație, îi mulțumim pentru privilegiu și îi mulțumim pentru că El va da putere celor care nu vor să se lase cumpărați și care nu vor să vândă nici adevărul, nici pe frații lor. Și Domnul să binecuvânteze pe copiii săi, biserica sa să fie curată, întreagă, prețioasă la venirea Domnului pe norii cerului. Amin.